Se aude, domne, bă, cică voia să zică, dar n-avea ce să zică, hau. Hei, salutare, lume bună, jupineilor, bine ați venit la un nou episod deși despre FIFA 21, bineînțeles. Un nou clip din seria Info-Video, astăzi vorbim despre Icon Swaps 2, pentru că s-ar putea, sunt șanse foarte mari să iasă la ora 20, dar înainte să începem, nu uitați să rupeți masiv pe ajutor, like, să vă abonați și să bifați cu puținul, deja știți ce aveți de făcut. Dacă mai vreți astfel de clipuri, aș vrea să strângem și noi acolo câteva sute de butonașe. Da, Icon Swaps 2, toată lumea îl așteaptă cu brațele deschise. Avem 6 jucători, vorbim și de pachete, vorbim și de mafie și de absolut tot ce trebuie să știți în legătură cu treaba asta. Bineînțeles că ați prins cu toții sau marea majoritate Icon Swaps 1. Ce presupune treaba asta? Este un fel de promo mai lung, cu quest-uri, cu Icon Tokens, alea le farmezi de la misiuni, dai puțin grind și îți iei ce dorești, bineînțeles, iconuri, pachete cu iconuri sau pachete cu jucători. Și în Icon Swap 1 parcă am avut două Ultimate Pack-uri, am avut un pachet cu 25 de jucători de 83 plus și un pachet cu 5 jucători de 85 plus. De data asta, predicția mea pentru pachete este următoarea. Tot 3 pachete sau tot 3 quest-uri pentru pachete și avem așa. 5 Ultimate Pack-uri tot pentru 2 token-uri. Pachet cu 5 jucători de 87. 5 jucători de 87 plus pentru 3 token-uri. Iar ultimul, dar nu cel din urmă, pachet cu 25 de jucători de 84 plus. Și aici ar fi interesant pentru că nu știu pe ce s-ar duce lumea, presupun că cel mai OP tot ăla de 84 ar rămâne, cum a fost și 83, foarte senzațional. Din Ultimate Pack-uri nu prea s-a plătit, știm cu toții, iar din pachetul de 85 s-a plătit foarte modest, au fost 5 jucători de 85, dar unii au prins 5 de 85, nici măcar 1 peste 86, unii au prins 1 de 86, 2 de 86, bineînțeles că sunt și persoane care au prins jucători buni, dar sunt cam puțini, nu? Sunt cam puțini aia care au prins big pull-uri. Înainte să mergem mai departe, vreau să vă anunț, deși majoritatea știți, că acestea Icon Tokens pot fi farmate împreună cu prietenii, dar trebuie să țineți cont de următoarele aspecte. Trebuie să fiți pe aceeași platformă, nu merge PC cu Xbox sau Xbox cu PlayStation sau PlayStation cu PC. Dacă ai un prieten, trebuie să fii cu el pe aceeași platformă, să fiți în aceeași divizie și, dacă se poate, să aveți și un skill rating apropiat, ca să vă nimeriți mult mai bine. Și mai era încă ceva. A, da. Când dați amândoi search, puteți să activați acolo quest-ul. Și imediat vă dați seama. Unul activează quest-ul în continuare și cum îi pâlpă el celuilalt, verde, 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 neverde, verde, neverde. Îți dai seama că este el, intri în meci și scutești o grămadă de timp, că și așa e nebunie, mai ales la început, vă dați seama, cât de urât, să zic așa, o să fie. Acum haideți să vorbim puțin de cei 6 jucători, ca mai apoi să discutăm și despre pachetele cu Icon garantat sau Icon Player Pick. Și mai avem mare atenție că am uitat să vă zic niște predicții pentru Winter Upgrade, s-ar putea să se bage tot astăzi, deci fiți atenți că o să fim și live, vă aștept acolo să iasă nebunie. 7 token-uri îl avem pe Balak Mid, un jucător de până în 1 milion de coins, cred undeva între 700 și 1 milion de coins pe PC. Un jucător care nu e pe meta, dar pe care mulți l-au jucat, mulți l-ar juca. Este un 89, un center midfielder, are șut, are pase, are fizică, cum ziceam, nu e pe meta cu tir din gola. Defending decent, pace decent, dar vii cu un shadow și poți să-l zici că îl bagi într-un goalit gang. 7 tokens, cum ziceam, cel mai ieftin ar fi neamțul care a jucat parcă și pentru Chelsea, nu? Din câte știu eu, și a făcut-o bine, bineînțeles. Creștem puțin miza, nu? Mai punem încă 2 tokenuri și ajungem la Stoichkov, tot un mid icon. Am pus 2 mid, 2 prime și 2 BB. Iau. Stoichkov, vecinul nostru, bulgarul, left winger de 90 rating, o carte chiar interesantă, le are pe toate, are pace, are shoot, dribbling, pase, physical. Un jucător interesant, acum nu știu ce campstyle ai putea pune pe el, dar cred că merge și un Hunter, merge și un Engine, poți să vii și cu un Hawk, poți să vii și cu un Marksman și cred că pentru 9 tokenuri mulți s-ar duce pe el, mai ales cei care s-au apucat mai târziu de joc, să zic așa, pentru că 9 tokenuri nu e o sumă foarte, foarte mare. Oi, avem și un portar pentru 11 bucăți. Câștigătorul balonului de aur, singurul portar care a luat balonul, cred, cu siguranță, sper să nu greșesc. Rusul Yashin cu pălăria pe cap, o carte, un cartonaș, un jucător endgame, un prime icon, un big boy de cartier care costă puțin peste 1.000.000 de coins pe PC. Păi, mișto, reflexe 96, se poziționează foarte bine, diving de 95, handling, kicking, acum dacă folosiți lungă și pe a doua, nu știu cât de mult vă ajută. Are și speed 60, e rapid, imediat lua, de fapt era rapid, imediat lua sticla de vodcă, pam, 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 la un corner, cascadă pe gât și uite așa a luat el balonul de aur. Băi, înainte să mergem mai departe, să-i vedem și pe cei de sus, am uitat să vă spun că aceste Icon Token-uri sunt împărțite în general în 2 sezoane, deci nu o să putem să le farmăm pe toate deodată. Dacă vrei Icon de top, bineînțeles va trebui să aștepți mult mai mult. Adevărul doare cât ai fi de tare. Un alt prime icon pentru 13 Toghen Urceavi, legendarul jucător de pe camp nou, un 4/3 din câte știu eu, un jucător de peste 1.500.000 și mulți nu înțeleg de ce. Păi eu zic că ăsta cu un Hunter e chiar jucabil, are dribbling senzațional, are pace, pase, pace, option, o să zici că e marfă, nu prea merge, pase, marfă, shoot-ul e acolo mai ales pentru un center midfielder care trebuie să-ți facă tranziția defensivă, ofensivă, macaciucu, ciucurucu, 72 defending, 72 physical, acum unii ar pune și shadow pe el, păcat că shadow nu mai bustează cum busta anul trecut, de acolo 15 accelerații și 10 sprint speed, de 10-10, dar mișto cu un Hunter, din punctul meu de vedere, acolo la creație se bagă și el, Chavi, cred că merita și el un balon de aur, dacă Motrici l-a luat, eu cred că Chavi merita nu un balon, cred că mai multe. Penultimul icon pentru 14 tokenuri este vorba de Rio de Janeiro Ferdinand Baby. Băi, ăsta a fost un icon swap 1 anul trecut din câte țin eu minte, doar acolo era mai, nu știu dacă mai frumos, erau mai multe iconuri, nu doar 6. Bă, putere. Acum nu știu câți ar mai lua Ferdinand pentru 14 tokenuri. Știm că este OP băiatul ăsta, știm că este foarte scump. Știm că a jucat pentru Ojdula și pentru Moreni și pentru Motru și pentru Săcele. Nu-mi bineînțeles. Legenda lui Manchester United. Nu știu dacă m-aș risca să-l iau. Eu am luat și așa Vidic, ok. Ferdinand probabil un joc e peste Vidic. Shadow 94, vânduși până în Team of the Season, dar repet, e un baby, deja au trecut ceva luni peste noi. Acum să vedem, el e top și costă, face, să vedem dacă și merită. Iar cadoul celor de la EA pentru noi va fi Ronaldo Baby, pentru 17 tokenuri. Deci el în momentul de față costă 3 milioane și ceva pe PC, pe consolă mult mai accesibil. Ca să le iei va trebui să aștepți probabil peste o lună de când apare Icon Swap-ul. Zic și eu că trebuie să treacă un sezon. Nu știm cât o să mai coste atunci, dacă în caz că iese, bineînțeles. E OP, e Ronaldo, ok, știm că nu e 5 cu 5, e 4 cu 4. Da, băi, mulți vor să joace cu Ronaldo și nu își permit. Ar fi interesant să-l avem. 94 pace, 90 shooting, 91 dribbling. Ernainule, mulți te-ar primi cu brațele deschise. E mișto acum ce pui pe el, cred că marksman sau finisher, ceva de genul, I think. Și cam asta ar fi, nu, mai degrabă aș zice, acestea ar fi cele 6 legende, nu? În viziunea mea, care ar putea să iasă astăzi. Na, acum știți că o să și bată joc ăștia puțin, că ne mai și dau, dar ne mai și iau. Să vorbim despre pachetele cu Icon și cu Icon Player Pick, pentru că și aici e foarte interesant. Bun, cum ziceam, cred că pe la 7, 8, 9 tokenuri o să avem un mid Icon Pack. Nu prea ne-ar interesa pe noi acest mid Icon Pack, îl avem și în joc și știți cum e. Chiar dacă sunt Icon-uri bune pe mid Icon, nu cred. Pe la vreo 10, cred că o să avem un mid or prime Icon Pack, din punctul meu de vedere. Data trecută cred că a fost un base or mid Icon Pack. Ca pe la 12-13 să avem un prime Icon Pack. În viziunea mea, îți dai seama că mulți s-ar duce și pe prime, deși trebuie să aștepți tot așa a doua parte, deci un nou sezon ar dura ceva. Iar pe la 17 cred că o să pună tot așa un prime Icon Player Pick. Și asta ar fi interesant. Un prime Icon Player Pick la 17 și cred că pe la vreo 15 ar pune un mid Icon Player Pick. Doar că mid Icon Player Pick-ul ar fi din 5 variante și prime Icon Player Pick-ul de 3 variante, sau mai avem varianta tot la 15 în loc de mid Icon Player Pick să avem un prime Icon de 89 plus, ceva de gen, aș zice eu. Acum ce o ieși, guys, rămâne să aflăm. Asta a fost predicția mea. E greu să anticipez și o să bage ei, dar sunt curios dacă nu iese ceva. E ca la pariuri, sper că v-a plăcut. Acum bonus, o să mergem să discutăm puțin și despre Winter Refresh. Da, pe repede înainte avem 3 predicții, bineînțeles că o să iasă mult mai mulți jucători. Depay, Fernandez și Mkhitaryan. Acestea ar fi cărțile lor gold. Eu le-am făcut așa, doar că e tematică de Winter Refresh. Și mare atenție, pentru că afectează și cardurile mai mari. Deci Bruno de la un 80 și... Nu, hai să începem cu Mkhitaryan. Bruno de la un... Mkhitaryan de la un 80 ar sări la un 84, nu? Pe left forward, pentru că mai mult acolo a jucat, el este right middle la bază și ar crește interesant statusurile, plus cartonașele, bălea, inform și headliner-ul, parcă are și el un headliner. 83 pace, 82 shooting, 83 pase, 87 dribbling, 70 physical, 61 defending. Mai mult contează la cărțile alea care cresc mult mai mult, cum o să se întâmple și la Depay. Din câte știu eu, Mkhitaryan are 3 cărți de inform și un headliner. Acum nu știu dacă le-a 3 cărți de inform sunt toate pe left forward. Știu că ăsta, headliner-ul, e pe center forward, că am jucat cu el și mi-a plăcut. Depay și el are tot așa 3 cărți de inform și de la un 84 sau 85, aici sper să nu greșesc, nu mai știu exact cât are, 84 sau 85, sare la un 87, automat și cele 3 cartonașe IF se duc mai sus și e bine pentru cei ce le au în club, nu? Că devin mai jucabile sau jucabile dacă nu erau deja. 88 pace, 85 shooting, 84 pase, 86 dribbling, 83 physical, defending-ul nu prea contează, rămâne tot pe center forward, un jucător de 5 skill moves parcă și 3 weak foot. Pe mine mă interesează mai mult weak foot-ul, iar vedeta ar fi Bruno Fernandez, la 1.87 să sară la 1.89 și automat toate cărțile lui sară la un +2, ultimul potămă de la 92 ar trebui să sară la un 94 și am mai avut un potămă, dar ala este ultimul, bineînțeles că tot eu nu cred că crește mai sus. Bruno cu un 80 pace, un 85 shooting, 90 pase, 87 dribbling, 70 defending, 78 physical, probabil jucătorul sezonului pe FIFA Ultimate Team 21 din punctul meu de vedere. Ăsta a fost clipul, guys, să vedem ce o să iasă, sper că v-a plăcut, cum ziceam, dacă mai vreți astfel de episoade, rupeți masiv butonașul de like, abonați-vă, bifați cu boțelul și noi ne vedem data viitoare, până atunci, pace, stimă, iubire, credință, big boy, big smoke, respect pe viață!